dragi prieteni, credeți voi asta, că e bună seara. Nu-i bune, vă împiți de-o asta. Așa, azi revenim cu seria asta, așa, după cum vedeți, am și 100 de mii, pentru că muncesc, că am luat toti la șmacheri, pentru că am jucat pe joc o grămadă. Așa, și avem aici tractor. Valtra. Tractor, ca lumea. Așa, aici și mai avem remorcă, plug, alt tractor, ăsta e vent, parcă. Da. Ne-am luat alea cât de scule. Hai, dacă totuși, băi prăduitorilor. Așa. Aici avem, era zic un... Aha, da, ați înțeles voi ideea. E? Cum vi se pare? Schmacher tractorul. Cea mai șmecher simulatoare. Și am reușit să fac. Am cumpărat pământul 23 și 25. Iar în acest episod voi încerca să le unesc. Știu, e sunt mai complex. Și avem aici utilaj forestier, retir. Da. Mapțe. Ha, stai în lemn. Hai, ui! Stați așa, stați, de mine aș mai putea pe ea. Lem. Deci tai acolo, cum nu era, cred că probabil jos, nu le-am jos. What the fuck? Nu stai lemn așa, ești nebun. Ia să întoarce în drujba invers. Și scura mătă. Pe noi jos, cobor cu mouse-ul. Nu să mă tăiem. Vezi de mă, și taie aici și se întâmplă. E așa, deci ați înțeles voi ideea. Hai, băi. Hai, băi. Oh, dude. Oh, yeah. Pizda, mate. Te bag in pizda, mate. Stop. Vezi de mă lua, te-am luat cu totul. Tu zbura mătii. Pizda mătii. Hai. Sii că ai prins. Ba nu, m-a prins. Pizda mătii. Haide-o. Faz de-asta. Cine si-a lasat plovul de-asma cu JCV-ul, am un tractor care prinde 70 la ora. Dar nu e asa de grozav, cel putin in opinia mea. Oricum suna tare fain. Ama duci-va de aici aia aia. Ia. Ce pizda mă stă, tării lemn pe mine, what the fuck? What the fuck, Johnny? O că a intrat pe clar treaba. Hai să încercăm. Să curățăm ăsta, de fapt.
în cura mea de joc. No, asta mi se pare cea mai nasoală parte. Faci mult mai ușor bani în jocul ăsta decât credeam. Fac misiuni, dar asta mănâncă foarte mult timp. Perfect. Uite mă, ăsta nu-l putem tăia, nu-l jumătate, ala. Așa, e perfect. Da, și repede un tai. Dar nu. Aia. Apoi mânc cu un pick-up. Nu, ăla nu-i bun de mult, ăla-i închiriat. Cam ce vedeți aici, ca utraj forestierii, tăpi sunt închiriate. Deci le poți închiria în jocul ăsta. Și asta mi se pare foarte fain treaba. Cu închiriatul. Bun. Va fi foarte... E foarte greu. Cel puțin la chestiunea asta forestiară mi se pare de cacao, adică chiar nu că e greu, e extrem de greu. Vedeam și pizda mă să faci mai mult. Suchi și de asta s-o smărăstoarne, că era să poți să scăzară. Ia, suntem, dați așa. De asta pornește automat. Sau nu. Pizda mătii. Oh, de unde e? Da. Și am văzut dacă am putea să-l apucăm de capăt. Și nervan trebuie alt. Ia să vedem noi. Asta e problema că nu putem mișca brațul. Ia. Hai. Tu zbura, măi. Fire, boss! Hai. A, ce faci vezi dinăuntru? Problema că trebuie să împing eu talie, mă. Hai, ui, ar fi super faină treaba pe la urmă. Hai că o las singur pe la urmă. Da, bun. Acum să vedem cu căcaturile astea mici, adică asta mi se pare mie super greu de luat de jos. Vă spun că să mai încerc o treabă. Ia să curățăm creanga asta. Bun. Așa, să curățim și pe asta de pânze, dacă se poate, până, într-o fel. Hai, perfect. Mai există varianta în care poți distruge lemnul. Ceea ce m-ar interesa pe mine să fie posibil, dar nu la tăti funcționează. Hai, mă, mea e... Dar normal e făcut pentru tulpini. Așa, să mai încercăm noi chestia, să vedem dacă putem împinge. Mi-a dat seama, oricum e foarte greu treaba asta. E chestii care necesită foarte mult timp. Dar dacă vreau super mega terenul ăla meu, adică n-am ce faci. În teorie,
Am încercat tot chestia după asta, imediat să-i dau drumul la lemnul ăsta. Hai, dai drumul. Așa. Și s-a dus. Nu ești namaz. Nu s-o simt că ești, dai problema. În cockpit se vede mult mai fain. Foarte calmat și nu spera aia, să mai încercăm noi chestii foarte faine. Să nu putea ridica lemnul cu tetul. Dacă l-aș putea ridica cu tetul, ar fi grozavă treaba. Și să-l zvârl de aici, că nu, chiar nu mă interesează. Ba da, uite cât mergi, ai și multe gândiri mi-a trebuit, te zgând, stai că nu poate salta. The fuck? Aaaa, le omor. Dacă nu mă răstor cu el, bine, bine. O căz cu, da, clar, treaba. Aia mi-a e. A, dar oricum e foarte amuzant treaba. Aia mea e... s-ar fierma în aibii. Da, e clar. Bă, cred că merge ea, mă. Nu! Tu te bag în pizna, mă, te lem. Da, mi-e aș lemnul să-mi bag. Stai, mă, să-mi chiriez altul tlaș, mă, să-mi chiriez un vola. Unii vola, așa, front wheeler, ia de noi și putem noi lua două, ăsta. Așa, perfect, gata. Dăm pe el și dăm lis, adică, pe, ia, standard wheel, front wind wheel. Este, mă, care-i baiul cu el. De. Hai, închiriem, ne pizda, mă, la plajă. Doamne, ferești. Și bivol, zici că-s la Goldra, așa. Să-mi fătura. Doamne, ferești, cum s-aud, iau-s. Aaa. De-aia nu puteam eu încărni, doamne, fer și bivol. Ia-te-au. Bivone? Adică l-ai luat și matahala. Ia-te-au. Doamne, ferește și... bivol, drag, și curare. Doamne, ferește și animale. Uite, băi, că asta nu-i... Ia. Bă, asta nu e utilajă, e pentru farming simulator, aia, dar un pis n-am mai zis. Dacă aș fi vrut, l-aș fi putut adus cu platforma, dar... A, nu m-am complicat, na. E fain, așa se auză, like, motorul, cum s-aude și toate treburile astea interesante. Nu, sper să vă placă, chiar acum încerc să nu are legătură cu agricultura. Dar o să vă arăt agricultură făcută ca lumea. Și o mare parte din utilaje sunt chiriate, adică... Dar eu îi puț oile de aici.
chestia e că l-am luat cel mai mic, e să urcăm înapoi cu el. Clară treaba, ia să vedem noi, ne descurcăm cu trășia asta mare, monstru. Ferește. Aua, card, iauză-l cum toarci. Hai, bă, doamne, ferește. Bivole ăsta, nu, cacat, iauză-l. Dă la vecinul de la împins de masă. Îl dăm stigart. Fa, și treabă fac o este. Mă cam mai mulți copaci. Data viitoare o să mergem mai mult, tăiem un copac întreg, că îl pot muta. Că era o poziție în care putem tăia. Hai, ai mei. Ia, am găsit poziția. Ia. Probabil o să trebuiască curățit un acolo de frunzi, da. Dacă îl curăț eu imediat. Ia zi de mă. O prins de el. Oamenii ferești, dar nimeni. Ia zi de olea că l-au parte din frunze. Așa. Da. Perfect. Aici de noi. Sutus, nu ne-am mătit. N-am nicio prins, de fapt, am prins numai câteva crenguțe, ia-ți de mă. Dacă duc bușteanul ăsta, deci nu că vola e șmechere. Da, prin cur trec. Și nici nu pot încărca, ba, nu cred că trecă până la urmă. Da? N-ați mai văzut așa ceva, vă spun eu, sigur, n-ați mai văzut. Adică abia asemenea chestii. Pot să garantez eu treaba asta. Nu mă evidez mai așa ceva în Farming Simulator. Nu, absolut deloc. Să mutăm ăsta de aici. Copași cu bunici, cu mama, cu tata, adică nu uite la extreme. Hai moșu, mi-ai, hai. Trec pe spartă celălalt la drum, nu mă interesează după ce se mai întâmplă. Hai, dai, uai, de ce genial jocul ăsta. În pizda mă, de stealth, gata. A, mă, lasă-o acolo, dar așa încartă-ți copaci de acolo. De rest, mă ocup, eu nu vă faceți grijă. Nu știu, o cupu, deși ești un pic tăț în avara drumului. Aleo, mor.
picioare de distrug la urmă. Bănuiesc că nu m-ați zis când l-au ajuns semne agricultură. Da, trebuie să pun cuși la asta. Așa. Perfect. Ne sudăm și pe astea două parte. Într-adevăr, mi-a intrat și alea cu un mamut. Avem alea cât de disculă aici. Așa, deci treaba este foarte serioasă. E frumos, dar nu prea. E ca la țară. Spus luna, mătii. Hai, băi. Nu plânge Ana. Ce legătură are, nu plânge Ana, nu plânge JCB de aici. Dar nu poate închide. Ba da, uite-la. Good boy, JCB, good boy. Hai, dă-te-n pizda, măi, de acolo, drumul. Eu știu că intră creangă și ea în roți, dar asta e partea a doua, nu mai contează. Ești un pic, acolo, duci copacul. Ți-au n-am zis eu că o să fie ușor. Tu-s pizda, măi, ieși, e-n pizda, măi, acasă. Ea nu v-am zis eu, hai, ță, că e ok treaba. Toci trebuie să mut așa la o parte de acolo. Dar nu-i bai. Opa, zis de ăsta și mă panoramă joc. Și mă că e futere, e dus la extrem. Glorie mare, copaci tăiți pe aici. Deci e mai nasol ca în România. Pe bune? Hai ță, că am trecut deja la. Gata. Tot ce trebuie să faci mi se... Eu nu mai înțeleg ce se întâmplă aici, dar... Nici nu încerc să-mi descriu așa asta. Ops. Cred că a rămas vola blocat, nu știu cum zic eu. Asta e mai așa. Copac, pepă. E pe vole, deci pe vole stai copac. Deci când cumpărați voi o mașină de lemne, așa să faceți, tăiați sub... What the fuck? What the fuck, Johnny? O să dau un push de aici, ha? Te împiezi, da, măi. Bine, bă, băiatule! Băi, măcar am găsit o soluție foarte bună. Deci cum să creez un câmp. Și de aici nu mă vin cu plugul. Așa. Și treaba e foarte serioasă. Deci nu e chiar așa. Potoliță. Vedeți că aproape am ajuns la mijloc. Încă... am 4... Încă vreo 7 copaci. De dobore și de caracol, evident. Hai, o mană. O să metem meci să-i stălăt. Hă? Ce nu cad? Eu asta nu cred. Mă duc în piesă de escalator de asta. Păi clar, v-am lămurit. Serii mei, cap, ca asta nu cred că ați văzut, vă spun eu, nu par nici simulator. Nu, n-ați mai văzut agricultură. Asta nu se cheamă agricultură, asta se cheamă cap.
sufer cu toate boalele, cu cardeșii, cu diabetul, cu toate boalele. Problema e că am închiriat cam multiutilaje și sunt cam nefolositoare, văd. Aha. Ăsta-i, asta-i treaba. Hai, hai încă o leagă. Bine, boss! Gata. Îmi pot stări copacul. Sau nu. E nasol la tati cât îmi intră. Eu te împiz, da, măi, atât. Stop, copac. A scăpat copacul. Dar nu-l duc în partea asta, l-am distrus tot una, că am făcut un căcat. Am făcut un căcat. Te bag în pizda, măti. E o urgență. Ha, ha. Nu stau aici să curăț copacul, hală mea. Faleu. Dar și nasul este, de mă, oare de capăt nu-l pot apuca? E deschid din gheara. Hai, boss, hai. Hai, înculecuți. Era frumos. Tu și pe așa și vezi, faci, mă. Ha. O, adu-te, bă. A, ați mai văzut asemenea chestii? Bă, leu. Deci, nu, seria mea. Bă, normal, în realitate, e posibil, pentru că-l târii de la umbra asta. Dar noi aici nu suntem în realitate, e lumea virtuală aici, dar nu contează, văd că e făcut foarte grozav, e făcut pentru mine. Farming Simulator 2017. Treaba e serioasă, nu ne jucăm noi așa, ori facem nebunii la, în agricultură, ori nu. Ori suntem cu capul, ori nu. Hai, oi, hai încolo, da, mâini. Hai, oi. Mai poate, dar și pizda, mă, să. Dar nu mă duc și aduc tir. Dezaduci un utraj ca lumea. Da, dă-și-mi pipi-pipi-pipi. Ia zi de și panoramă faci mai și mă și-mi ping cu vola. Haide, băi! Gata, am împins vola. De-am un vola ar trebui să meargă. În teorie, în practic, cât de noi. Nu e chiar așa, potoliță. Haide, băi, ia, ei! Ha! Înculeac, măi, flăcăi, hăi, hăi! Așa, două timpi, îți dăm aici. Gata, boss. S-a rezolvat. O groapă, adică nu e al meu. E, oricum arată mult mai bine. Sal din 23 și 25 în singur teren agricol. Deci mi-a ieșit foarte mult muncă. Și apoi trebuie să ar pe unii să acum. Cam tot. De fapt, cred că după chestia asta o să încheiem seria video pe astăzi. Și mai continui eu și termin și... Hai, e, ce mi-e fai? Ce mi-e fai? De val. O piară. Gata. Mă noroc. Și cu acest ultim copac doborât.
Încheiem seria pe seara asta, deci uitați-o ieșa. Și vedem să facem noi print screen iară. Și ne auzim la următorul video.